cunoscut și apreciat în toată Europa, un răsfățat al galeriilor din Germania și Franța, Corneliu Drăgan Târgoviște uimește și ne uimește cu o nouă participare la Bienala Internațională de Acuarelă din Shanghai, China. Bienală care are loc în perioada 28 noiembrie-31 decembrie 2012. Lucrarea sa, intitulată Stradă din București, este singura lucrare a unui pictor român, pictor târgoviștean, la această prestigioasă manifestare. Pictorul Corneliu Drăgan Târgoviște merge pe calea acuarelei cu hotărâre, privește totul prin aripi de fluturi, iar atingerile sale sunt din pastel înmuiat în lumină. Privind picturile sale, poți să visezi nestingherit, gustând pământul și firul de iarbă, bărci și corăbii pe mările lumii, ziduri sfinte, nuduri păcătoase, mănăstiri și poduri, toate dizolvate într-un cadru suav ce se risipește strop cu strop, picătură cu picătură, din sufletul său. Fiecare pictura sa este o mirare, o exclamație, o emoție pe care o poți împărtăși și atinge doar cu gândul călătoriilor imaginare în lumea sa, o lume specială. Agenția de Cultură ajunge în atelierul pictorului Corneliu Drăgan Târgoviște. O surpriză absolut plăcută pentru mine să redescopăr aici o valoare și vreau să-l întreb pe domnul Corneliu Drăgan cum a ajuns la Beijing, prima întrebare, sau la Shanghai, sau în China. Dacă spunem din întâmplare, dar este și o întâmplare, ținând cont de numărul mare de participanți, a fost chiar o întâmplare. Din câteva mii de participanți au rămas 125, deci cred că a fost ca un fel de pescuit, tras la sorți din zaruri, nu știu din ce. În momentul de față, cred că este cea mai mare bienală de acuarelă, deci are ca temă acuarela. Și în anul acesta, cred că au fost în jur de 60 de țări participante, cu câteva mii de expozanți. Nu expozanți, ci pretendenți, din care au rămas 125, printre care și România. Este o lucrare care, la care așteptați să aveți și rezultate. Acum, nu știm. Nu știm, vedem ce se întâmplă acolo. Eu nu am fost, îmi este și foarte greu să mă duc, drumul e lung și nici nu merg cu avionul. Aveți teamă de avion? Da, de vreo câțiva ani, așa. Iată că un artist care a ajuns în Târgoviște în urmă cu aproape 30 de ani, sau peste 30 de ani, își ia în nume, își se, spunem, se botează cu numele Târgoviște. Da, Târgoviște a ajuns să fie, nu știu, ca o iubită a mea. Adică simt că aparțin mai mult Târgoviște decât de București. Deși sunt născut, crescut la București, deși fac foarte mult peisaj bucureștean, aici mă regăsesc mai bine. Îmi găsesc că e oaza mea de liniște. Cam asta ar fi. Și denumirea de Târgoviște în numele dumneavoastră, Corneliu Drăgan Târgoviște, din ce resort? De ce ați adăugat acest cuvânt? Pentru a vă identifica cu zona? Exact. Ne identificăm la un moment dat cu zona, pe urmă cine vrea să știe ceva despre tine, te găsește repede, ești deja asociat cu o anumită zonă și eu acum cred că vreau să fiu mai mult asociat cu Târgoviște decât cu București. Lucrările dumneavoastră au ajuns pe toate meridianele lumii.
în colecții particulare, în expoziții, cel puțin aceste lucrări de acuarelă, prin care spun eu, ați devenit celebru ca manieră. Care a fost lucrarea pe care ați vândut-o cu cel mai mare preț? Și ce preț a avut aceasta? Nu. Deci, prețul nu spune nimic de foarte multe ori despre valoarea lucrării. Pentru că noi putem să ne facem niște prețuri, putem să ni le supraevaluăm și dacă dăm una, două, trei, spunem asta este cota mea, dar nu e nici pe departe așa. Eu, asta este politica mea, pentru că sunt un individ care lucrează foarte mult, vin, semnez condica la ora 9 și plec de aici la ora 6, deci și asta o fac zilnic, normal că am și un volum mare de lucrări. Cel mai important pentru mine e ca aceste lucrări să-și ia zborul, să ajungă într-o casă, pentru asta le fac. Să bucur pe cineva. În momentul în care eu aș zice că merg pe niște prețuri mai mari, deja devin lucrările exclusiviste pentru o anumită categorie de oameni. Și atunci eu prefer să le dau la un preț mai mic, deci nu neapărat legat de valoarea lucrării. Vreau să-l, special, să plece. Scopul meu este ca lucrările mele să ajungă undeva pe un perete. Nu într-un muzeu, ci pe un perete într-o casă. Și totuși, prețul cel mai mare care l-ați obținut pe o lucrare? În jur de 1000 de euro pentru o acuarelă. Sunt și în funcție de dimensiuni și de foarte multe ori o lucrare mare nu înseamnă neapărat o lucrare bună. Sunt lucrări foarte mici, la care țin foarte mult, care se dau primele. Niciodată nu îmi păstrez pentru mine ce este mai bun. Ce este mai bun trebuie să circule. Pentru că, de fapt, lucrarea este mesagerul tău. Și atunci, dacă eu dau în piață lucrările mai slabe, calitativ și mi le păstrez pentru mine cele mai bune, n-am făcut nimic să fac stibă în spatele patului. Cei mai buni trebuie să circule, să-și ia zbor. Dumneavoastră, ca artist, reușiți să supraviețuiți numai prin artă? Da. Da, clar, da. Și aș putea spune nu rău. Adică destul de bine. Acum depinde de pretenții. Normal că nu o să ajungem niciodată ca Onassis, dar nici măcar ca Beccaria, dar zicem că putem trăi onorabil. Sunteți unul dintre fericiții artiști pe care am întâlnit care pot spune acest lucru și mă refer chiar și la cei cu nume consacrate. Cum ați reușit, dincolo de acest program pe care vi l-ați autoimpus? Păi, da, cum am reușit? De reușit se poate reuși destul de ușor. Adică în momentul în care, să zicem, nu ții neapărat cont de critică, în momentul în care ții cont de critică, te duci într-o anume direcție. Pentru mine, important a fost omul. Deci pe mine mă interesează să bucur, în primul rând, pe cineva, dacă am reușit să bucur. Și atunci, practic, publicul a fost ghidul meu. Deci publicul, să zic, m-a învățat ce trebuie să fac. Eu pe el l-am avut ca mentor. Și am lucrat nu neapărat ce place publicului, dar să placă și publicului. Adică e o diferență între o lucrare bună pe care toată lumea spune, domne, este o lucrare foarte bună, dar nimeni nu o vrea, și o lucrare pe care s-o vrea cineva, toată lumea s-o vrea să o aibă pe un perete acasă. Am încercat să fac o lucrare pe care toată lumea să o vrea în casa lui, pe perete. Care este forul dumneavoastră intim, interior, când începeți să pictați? Ce simțiți? Deja intrăm în lucruri complicate. Ce simțim? Nu știu dacă simți în momentul în care te apuci de lucru. Simți tot timpul. Adică, de regulă, eu pictez și când sunt acasă și înainte de a mă culca, adică îmi pregătesc ziua de ce urmează să fac. Și când nu am timp, deja intru în criză. Deci este o stare.
starea de creație există în permanență. Nu poți să zici că am luat pauză, că în seara asta mă duc în nu știu ce loc și dacă mă duc acolo nu mai pot gândi. Nu. Ești în... și la un chef, și la o nuntă, la ceva și îți vine o idee și atunci ai plecat de acolo și te-ai dus și începi să pictezi în mintea ta, dar deja lucrezi. Pentru asta trebuie să fii singur? De foarte multe ori, da, deși eu ca structură, așa, am constatat că ideile cele mai bune îmi vin atunci când sunt înconjurat de multă lume, dar nu vorbesc cu nimeni. Ca și când ai fi la o coadă. Multă lume în jur, tu nu vorbești cu nimeni și atunci este parcă momentul meu bun de concentrare, momentul în care îmi vin idei. Dacă mă așez pe un scaun și zic, ia să încerc eu să-mi vină o idee, mai mult ca sigur nu va veni. Vă programați fiecare lucrare sau vine de la sine? Nu există programare. Practic, lucrările mele, după cum se vede, sunt, aș zice, instinctuale, gestuale, adică lucrez foarte mult sub imperiul instinctului, adică ceea ce simți în momentul respectiv. Eu îmi fac un plan, dar în momentul în care te apuci să lucrezi, deja parcă totul se schimbă. Poți să urmărești un fir, dar lucru pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că o pată de culoare cere altceva. Și atunci poți să pui o pată greșită la care nu te-ai gândit, iar ea va cere altceva și în final tabloul va arăta altfel decât l-ai conceput tu. Și asta nu înseamnă că poate să iasă, să fie rău neapărat, adică poate să fie chiar foarte bine, pentru faptul că nu reușim să gândim. În momentul în care gândești, deja intri într-un academism, intri, începi să devii savant și nu mai ești tu. Care este, în opinia dumneavoastră, condiția artistului român? Sau cum vă raportați la cei din jur, la pleiada de pictori, de exemplu, că sunteți pe acest domeniu? Nu știu ce să spun aici, legat de prietenii, legat de... Cei mai mulți prieteni, în momentul de față, i-am tot în București, pentru că acolo expun cel mai mult. La Târgoviște, deși stau la Târgoviște, deși iubesc orașul, nu am reușit să facem un cerc strâns de pictori. Sunt tot bisericuțe. Și atunci... Asta ține de orgoliu, de ce se întâmplă asta? Nu există o coeziune artistică? Cred că... O împărtășire? Cred că nu a existat un catalizator. Cineva, ori să se poată intra sub umbrela cuiva, ori cineva care să fie cu inițiativă să... nu știu, să ne adune, să ne... Ceva probabil se întâmplă. E posibil să fie și ceva orgolii. Mai mult ca sigur. Dâmbovițenii sunt tari la capitolul orgoliu. Și atunci cum v-ați ales drumul ăsta? Făcând naveta, vă duceți în București pentru că acolo pictura este căutată, se vinde mai bine, mai repede? Nu neapărat că este că se vinde, nici lucrul acesta nu este de neglijat, normal, dar în București sunt foarte multe săli de expoziție. Târgoviște a rămas cam săracă din punctul ăsta de vedere și chiar sistemul de propagandă atunci când se face o expoziție nu este chiar cel mai fericit. Sălile din București sunt totuși mai la vedere. Și media acționează altfel, adică chiar urmăresc evenimentele și atunci mi se pare mai... Și vânzarea este clar mai bună decât la Târgoviște. Deci împlinește, are mai multe aturi în București față de Târgoviște. Care este legătura spirituală a pictorului Corneliu Drăgan cu Dumnezeu? Este foarte mare. Este atât de mare că ne-ar trebui câteva emisiuni ca să putem să
Iar ca să mă apuc să vorbesc, să încerc să spun în trei cuvinte care este legătura mea, cred că n-aș reuși să surprind esențial. Deci rămâne, legătura este foarte strânsă, atât spunem. Poate altă dată vom avea o discuție, dar atunci această discuție ar trebui făcută special pe această temă. Aici, începând de la un anume concept legat de Dumnezeu, fiecare cum îl vede, cum îl simte, cum poate să acționeze pentru tine și tu pentru el. Și atunci, de asta spun că e o micuță filozofie. Iar eu am trecut prin multe probleme, lucru care mi-a accentuat această legătură. Da? Eu lucrez ca la dictare. Adică atunci când lucrezi și cineva îți dictează din spate ceea ce trebuie să faci... Acel cineva cine este? Rămâne să ne gândim. Dacă nu sunt eu, atunci cine este? Cel care îmi dictează ce anume trebuie să fac într-un anume moment. Pentru că noi nu gândim. Vreau să pun aici o pată de culoare sau vreau să dau așa sau invers. Nu. Mâna se duce singură. Dacă mâna se duce singură și nu o duc eu, adică eu o duc doar fizic, dar ea se duce de unde vine? Și rămâne așa un semn mare de întrebare. Dacă ar fi să o luați de la început în cariera dumneavoastră, ce v-ar fi plăcut să fi făcut și n-ați făcut până în momentul de față? Ce mi-ar fi plăcut să fac? Oricum, tot pictura aș fi făcut, clar. Adică asta mi-am dorit de când, din copilărie, am insistat tot timpul pe acest domeniu. Ba, am fost o perioadă rătăcit, în sensul că am făcut o facultate tehnică, am și lucrat până la în 89, iar imediat după 89 m-am întors și am transformat pasiunea în meserie sau ceva în genul acesta. De ce numiți rătăcire acea facultate tehnică? Pentru că, așa cum se întâmpla pe vremurile alea, am făcut-o special ca să nu mă ia în armată, adică am dat examenul să nu mă ia în armată, cu gândul că mă întorc, că dau imediat la arte plastice, te ia valul și uite așa... Așa erau vremurile. Adică nu neapărat că nu puteam să dispunem noi de... Dar... Efectiv, așa s-a întâmplat. Nu am fost niciodată inginer în adevăratul sens al cuvântului. Adică tot timpul și în perioada de inginerat m-am ocupat foarte mult de caricatură, de bandă desenată, de orice în afară de inginerie. Adică ajungeam acasă și mă ocupam tot de partea artistică. Și din rătăcire cum ați ajuns la desăvârșire? Din rătăcire. A fost simplu. La Revoluție, în prima lună după Revoluție, am renunțat la servici și m-am apucat serios de lucru. Lucram și până atunci, dar după Revoluție am avut această posibilitate. Mi-am băgat niște concedii fără plată și m-am apucat zdravă de lucru. Nu ieșeam din atelier cu săptămâna. După care au început să se vadă și roadele. Cum ați ajuns la profesorii dumneavoastră, dacă pot să-i numesc așa, la cei care v-au îndrumat? Cred că a pornit întâi. Ei au fost profesori pe la tot felul de cenacluri de arte plastice, pe la, pe unde activam în București, după care toate s-a transformat în prietenie, mergeam la atelier și eram în stare să facem acolo orice, numai să ne dea și nouă o indicație profesorul. Acum, normal, a trecut vremea, acum chiar facem expoziții împreună, lucrăm împreună, mergem în tabere împreună. Deci, are nevoie un pictor care, să spunem că,
are un foarte mare talent și este autodidact, are nevoie de, pentru a deveni profesionist, de o patalama, de o recunoaștere? Răspunsul este da. Deci, de școală ai nevoie, dar mai mult decât de școală ai nevoie de o anume deschidere. Adică dacă mintea ta este deschisă să facă ceva și vrei neapărat să faci lucrul ăla, atunci ai să poți să-l și faci. Evident, școala te ajută extraordinar de mult. Se poate întâmpla să nu ai școală, dar să ai ambiția și să ai deschidere. Pictura franceză de început de secolul XIX este plină de oameni care nu au avut artele plastice sau chiar au fost respinși și care au făcut o treabă foarte bună în pictură, adică sunt chiar vârfurile. În acest context, cum e Cornel Drăgan? Cred că doar pasionat. Adică dacă aș spune că am avut anumite ambiții, că am încercat să am deschiderea, că am încercat, dar nu știu, am vrut. Simplu. Am vrut să fac lucrul ăsta. Și am încercat să-l fac și bine. Dacă încerci să-l faci și bine, cred că ajungi la un moment dat și la rezultate. Care este cel mai mare regret? Cel mai mare regret este că nu m-am apucat mai devreme. Adică rătăcirea de care vorbeam mai devreme, faptul că am pierdut 10 ani într-un inginerat, a fost o pierdere. Deci asta am să-mi reproșez. Numai că nu poate fi nimic reparat. Dar și vremurile în perioada socialistă nu te lăsau. Adică era foarte greu să fii liber profesionist. Și eu atunci nu aș fi putut fi decât liber profesionist. Deci nu prea existau liber profesioniști. În rândul pictorilor erau chiar foarte puțini. Trebuia să fii undeva angajat. Și atunci eu eram angajat. O confesiune de suflet, ce înseamnă pictura pentru dumneavoastră? Hai să încercăm să ducem discuția aici. Înseamnă atât de mult. Înseamnă atât de mult, deja nu mai este confesiune, este o stare, e ceva absolut normal. Am spus, pictez tot timpul. Și când sunt acasă, și când sunt în grădină, și când ud florile, și când mănânc. Deci dacă tot timpul îmi este gândul numai la pictură, n-aș mai putea să spun ce înseamnă pictura pentru mine. Dacă zic totul, se supără soția sau copiii. Dar de foarte multe ori consideră că pictura este înaintea lor. Chiar ei. Și un artist trebuie să lase familia deoparte, să pună pictura pe... Nu neapărat că familia trebuie lăsată la o parte, pentru că noi facem atât cât putem în rândul familiei. De foarte multe ori trebuie să fim mulțumiți dacă familia ne înțelege și chiar ne creează condițiile. Și de lucrul ăsta nu mă pot plânge. Adică am avut mai multă libertate poate decât aș fi meritat. Corneliu Drăgan Târgoviște pictează cu o plăcere debordantă, instinctuală, care transpare din fiecare tușă de ulei sau de acuarelă. Un introspectiv curios, acesta reușește să dea o strălucire specială în culoarea de apă, o tehnică aparte pe care a dus-o la rezultate de excepție, făcând lucrările sale de-a dreptul cuceritoare. Căci acesta este Corneliu Drăgan Târgoviște, un cuceritor și un învingător în artă. Mi-am ciupit pielea sub bărbie în stânga, locul fatidic. Aici mustața e potrivită din foarfecă. Dacă n-o fac regulat, lama mi-apucă unul sau mai multe fire. Poate mă și grăbesc, nu-s prea obișnuit să-mi fac toaleta aici.
Vin rar și încă și mai rar umblu în vârful picioarelor, ca să nu trezesc pe cineva interesant, cum poate să doarmă și acum. Totuși, ușile au frământat înțâțând de câteva ori, mai cu seamă cea dinspre balcon, am să las un bilet cameristei, mai trebuie unse și ele, ușile, nu cameristele. Deși mai știi, somnul viguros fără probleme al tinereții nu cred să fi împlinit nici 28 de ani. În fine, nu sigur. Faptul că numără aproape dublul ei îmi sporește senzația de incest. Constat cu regret că exact senzația cu pricina îmi amplifică vigoarea virilă, așadar energia. Mie pe ducă tracasările, preocuparea agasantă fiind simultană pentru mai multe lucruri deodată, nechipzuința de a nu mă sustrage fumatului și câte un chef alungit după întâlnirile protocolare și cocktailurile simandicoase, toate conduc la diminuarea spanac. Vârsta oricum, își spune cuvântul, lamentațiile sunt inutile. Să-i mulțumesc celui de sus că încă mă mai descurc onorabil și ca să închei, nici nu cred că o femeie descuiată așteaptă de la un bărbat trecut de 50 de ani performanțele cazone ale unui june, căruia să-i se scoale fie și numai privind niște bikini într-o vitrină. Firește că nu curge apa caldă dintr-o dată și spun ăștia că ar fi un hotel de mâna întâi. Recunosc că i-aș face încă un număr acum dimineața. Ai o vigoare particulară suită din odihna nopții, din absența stresului de peste zi. Mi-o săpunesc cu fervoarea celui nimerit într-un stabiliment de ochiat. M-a purtat odată Bonnie într-o șandrama prin piața Galați, unul dintre primele bordeluri, sigur că neoficiale, din orașul post-decembrist. I-a fost și rușine și teamă, abia de m-am lăsat sub de o cucană cambașoaldă și coafată ca Elisabeta a doua. Țâțul drept îi atârna, părea mai masiv decât stângul, așa cum mai toți avem ochii negali. Mi-a mărturisit că mulți obișnuiau să-i frământe sfârcul drept între buze și de aceea mă rog, știu că mi-am spălat-o amănunțit atunci de parcă regulasem tot eșantionul nesăturilor de acolo. Rujul ei violet ar fi putut să camufleze naiba știe ce scoriați ori șancuri, acum apa e prea fierbinte. Am uitat să-mi trag casca și acum va trebui să-mi usuc părul cu fenul. E o premieră totuși, cam tot amânat. Cred că-i trecut de 7:30. Să-mi beau cafeluța. Lupile mare. Se umple marea, iubito, de o lumină acidă. Mă simt o scoică vie de ligul greu strivită. M-aș răsuci delfin și aș muri zburând, nebun și îndrăgostit de spațiu lung, rotund. Sunt lupi iar la pândă și stau întinși la ușă. Îi simt spurcați și răi și subțiați la gușă. Cum naiba au venit? Ce tainică migrare i-a fugărit din munți spre răvășita mare? Nu mă lăsa, iubito, mă ține strâns de cap. Ajută-mă, frumoasă, de lupii răi să scap. Iarnă grea pe mare și degele stabilopozii, iar lupii îmi dau târcoale rotindu-și vârful cozii. Tu arzi la pieptul meu, lumină fă pe mare, bucata mea de dor, fărâma mea de soare. E pregătită barca și vâslele ne așteaptă. Ușor, ușor, iubito, să nu se audă o șoaptă.